Ναι. O femeie educată, o nevastă educată, vorbește frumos cu bărbatul ei. Întotdeauna, chiar și atunci când a plecat să ia apă minerală, și-au trecut 4 ore și el nu mai vine. Uite că-l sun eu cu cameră. Să am și norocul să-mi răspund. Bună, dragul meu! Ce faci, tăticule? Unde ești? La apă. Păi unde te-ai dus? La izvor, la munți, în pădurea neagră, la munte, unde izvorăște Dunărea. Unde te-ai dus, tăticul meu, să ia pizza? Apă. De care apiți? Trebuie să mă enervez că trebuie să fiu educat. Aici cu niște domni, da? Ce aveți în haldele alea, mămic? Ce ai? O, duhul ăsta! Scuze. Da, ce ai? Aveți ceiuți? Da, bravo, mămic. Acasă! Acasă când vii, tăticule. Mai stai puțin? Da, de ce mai stai puțin? De ce mai stai puțin, tăticule? Da, așa sunt eu, nevastă educată, vorbesc frumos. Aveți de discutat niște treburi importante. Da? Și eu stau ca proastă așteaptă. Vino acasă că uit de toată educația pe care am primit-o de la mămica mea. Și când o începe acum să-mi dau drumul la un limbaj elevat, extraordinar de frumos. Vino, mă, dracu, acasă! Lasă-i pe ea că-i mănânc și pe ei doi bețăvani! Vino acasă, păpușe! Să mă subțiez la glas. Vino acasă, păpușe! Păpușa mea, vino acasă! Vino, că n-ai vedea tu ce fac eu cu tine când vii acasă! Că uite-mă, aranjai! Ca să pot să am o discuție civilizată cu tine! Da, mămică, hai acasă!